Vă numărați printre oamenii care cred că istoria pe care am învățat-o la școală este plicticoasă și plină de date în exces? Vă plac în schimb poveștile istorice, miturile și legendele? V-ați gândit că istoria ar putea fi povestită altfel? Ei bine, invitatul meu de astăzi, scriitorul și istoricul Cristian Cealera, ne va arăta cum istoria poate să fie cea mai frumoasă poveste. Salut, Cristian Cealera! Salut! Mă bucur să fiu astăzi cu tine la povești aici. Noi la Dobrogea Explore promovăm valorile locale printr-un jurnalist cu suflet, iar tu ești aici astăzi pentru că noi considerăm că ceea ce faci tu se înscrie în categoria valorilor locale. Azi vom vorbi despre povești. Vom porni de la Poveștile Mării Negre, așa cum se numește seria de cărți de succes scrisă de tine, o carte pe care eu aș putea numi o carte fenomen. Spune-ne, te rog, cum trebuie povestită istoria ca să captiveze? Pare dificil la prima vedere, dar trebuie să spunem că întotdeauna oamenilor le-au plăcut poveștile, le-au plăcut miturile, iar așa cum ai spus și tu mai devreme, istoria este o poveste, dar este o poveste adevărată. Ne aflăm într-un cotidian plin de activități. Întotdeauna ne gândim la câștiguri materiale, dar trăim într-un oraș milenar, bimilenar, și nu acordăm, așa cum ar trebui, atenție lucrurilor care ne înconjoară. Pentru că toate clădirile care se află în Constanța, clădirile istorice, au poveștile lor, ne vorbesc despre o evoluție a urbei și același lucru se întâmplă și cu Dobrogea, da? O Dobrogea pe care o iubim. Trebuie să fim atenți la tot acest patrimoniu, iar încercarea mea este de a îi face atenți pe dobrogeni, pe constanțeni, pe români, să aprecieze la adevărata valoare ceea ce au. Iar acest lucru încerc să-l fac prin intermediul unui limbaj între cel academic și cel pentru publicul larg. Încerc să îmbin cele două elemente și să spun povestea orașului nostru și povestea Dobrogei pe o limbă pe înțelesul tuturor. Se pare că am reușit să fac acest lucru, acesta a fost targetul și mă bucur și astăzi că multă lume a început să aprecieze aceste volume. Despre asta ar fi vorba la prima vedere. Poveștile Mării Negre înseamnă poveștile locurilor care ne înconjoară, poveștile oamenilor care ne înconjoară, fie că vorbim despre epocă modernă, fie că vorbim despre antichitate sau despre evul mediu. Trebuie să știm tot ce se poate afla despre istoria acestui tărâm și atunci vom învăța să-l apreciem mai mult și să punem în valoare mai mult, pentru că toată lumea este conștientă că Dobrogea are un potențial extraordinar, dar niciodată această provincie nu este prezentată atât de mult, atât de bine cât ar trebui. Mi-aduc aminte că la un moment dat existau niște reclame pe posturile naționale în care se vorbea despre cele trei provincii ale României. Despre Transilvania, despre Moldova și despre Țara Românească. Dobrogea nu apărea în peisaj, ca să spunem așa, și ca să vă mărturisesc un lucru, m-am apucat de acum aproape 10 ani de Poveștile Mării Negre. De ce? Pentru că am văzut pe o platformă online niște declarații ale oamenilor obișnuiți care spuneau: hai domnule, lasă-mă cu legendele, că Dobrogea nu are legende, Dobrogea e un tărâm nou, ceea ce să mă ierte spectatorii, este o prostie, pentru că vorbim despre cel mai vechi tărâm românesc cu o istorie absolut impresionantă. Și atunci, motivat de aceste declarații, am spus: domnule, lumea nu știe, haide să îi ajutăm să coborâm din turnurile noastre de fildeș și cu ajutorul informațiilor de specialitate să le prezentăm așa cum trebuie toate aceste lucruri. Despre asta ar fi vorba așa în câteva cuvinte. Care sunt cele mai frumoase locuri din Dobrogea pe care tu le-ai văzut? Sunt foarte multe și știm foarte bine că pe unele le-am văzut împreună. Este vorba despre
cetăți, da, antice, niște cetăți impresionante, care se regăsesc într-un perimetru foarte mic, ca să zicem așa, și care sunt niște comori extraordinare. Dar dincolo de vestigiile antice ce se regăsesc la orice pas, avem locurile, avem natura, avem marea, avem delta Dunării, avem munții, da? Munții noștri bătrâni ai Dobrogei, avem zonele împădurite din sudul județului Constanța, despre care lumea nu știe prea multe. Deci vorbim despre istorie, da? Vorbim despre natură și, în primul rând, vorbim despre comunități, despre oameni, oamenii care o compun. Pentru că atunci când spui istoria Dobrogei, nu poți să te referi și la dobrogeni. Dobrogeni care sunt de toate națiile, da? Este un tărâm multicultural, cu foarte multe etnii, la un moment dat erau înregistrate 19, da? Oamenii aceștia de diferite credințe, de diferite religii, de diferite naționalități au reușit să închege aici o mai mare comunitate în care să nu se țină seama de aceste detalii, să spunem așa. Fiecare își păstrează cultura, fiecare își păstrează tradițiile, fiecare își păstrează limba, dar în același timp reușesc aceste comunități să interacționeze. Da? Și să dăm un plus de culoare tărâmului dobrogean, pentru că vorbim despre o mică Californie, cum se spunea în perioada interbelică, vorbim despre un loc unde Orientul și Occidentul fac punte comună și în același timp vorbim despre un loc de toleranță, toleranță religioasă. Aici nu au existat niciodată între membrii comunităților băștinașe, nu au existat disensiuni. Că am fost noi cuceriți de unii, ba de alții, asta, de marile puteri, asta s-a datorat faptului că acesta era un pământ bogat, care se afla într-o zonă strategică și care era dorit de toate armatele marilor imperii. Dar între noi, aici, în Dobrogea, a existat întotdeauna frăție. Toți suntem jumătate ceva, jumătate ceva, da? Chiar și eu sunt jumătate ardelean și jumătatea român. Vă spune lumea, nu există dobrogeni români, dobrogeni vechi. Îi contrazic, există român dobrogeni vechi, dar există și toți acești români care au venit din diverse provincii ale României mari, ca să spunem așa, și care odată, eu am o teorie, Mihai, odată ce ajungi aici în Dobrogea și ești la a doua sau a treia generație, nu poți spune că ai tăi, strămoșii tăi se află de 600 de ani în Dobrogea sau de 1000 de ani, da? Dar eu cred că odată ce prinzi gustul acestui tărâm și întâlnești toate aceste etnii, te înfrățești cu diverse persoane, simți aerul sărat al mării, umbli prin stepa bătută de vântul ăla sec, momentul ăla ceva se schimbă. Fie că ai venit tu cu 10 ani înainte dintr-o altă zonă, te schimbă toate aceste elemente și devii și tu altul. Devii un dobrogean tipic. Deci nu trebuie să spunem că strămoșul meu în 1240 stătea în Dobrogea, deci eu sunt dobrogean. Tu, dacă ai venit din București acum 7 ani, nu ești dobrogean. Nu. Toate aceste elemente străine, ca să zic așa, vin, se încheagă între ele, interacționează și formează la un moment dat o nouă comunitate, comunitatea dobrogeană, care, bineînțeles, are elemente luate din provinciile românești, din diverse zone, da? Avem greci, avem ruși, lipoveni, avem ucraineni, avem armeni, evrei, bulgari, turci, tătari, da? Deci, nimeni nu a renunțat la naționalitatea sa. Ei știu că sunt tătari, dar știu că sunt tătari dobrogeni. Ei știu că sunt aromâni, dar știu că sunt aromâni ai Dobrogei. Și atunci, asta îți dă o identitate din punctul meu de vedere și te formează pe mai departe. Deci asta înseamnă că în Dobrogea nu prea există venetici, nu? Adică eu toți cei care vin aici, da, sunt bine primiți. Da, da. Nu e ca în alte zone, să spunem, sau în alte comunități închise, în care un străin este privit cu circumspecție și... Eu cred că în Dobrogea nu există imigranți, dacă mă întreb pe mine, da? Deci dacă ajungi aici și te stabilești aici,
și ajuns să cunoști, să-ți placă, da? În primul rând trebuie să-ți placă acest ținut, în momentul acela ușor, ușor vei deveni dobrogean, iar copiii tăi, strănepoții tăi, în mod sigur vă spune, sunt dobrogean. Că mama e din Moldova, că tata e din Bulgaria, mai puțin contează. Asta este opinia mea. Acum, ceea ce încerc eu este să îi fac și pe semenii noștri să înțeleagă că avem nevoie de acest patriotism și că trebuie să avem o mândrie a noastră, trebuie să spunem, domne, Dobrogea nu înseamnă cele 7 zile pe care le petreci în concediu când vii la plajă, înseamnă mult mai mult și haide să te ajut să descoperi acest lucru. Și în momentul acela vei vedea că se schimbă și percepția oamenilor. Am prieteni în București care sunt oameni la 50-60 de ani, au venit de zeci de ori pe litoral, dar în momentul în care am ieșit în teritoriu cu ei, au zis, aoleu, ce e aici, noi nu știam asta. Deci nu trebuie să facem altceva decât un pic de reclamă pământului nostru. Și voi știți foarte bine că am umblat noi împreună în diverse locuri și nici acum nu le cunoaștem pe toate. Eu cel puțin nu le cunosc pe toate și îmi pare rău lucrul ăsta, pentru că trăim într-o societate pe viteză, pe repede înainte și nu avem timp să aflăm tot ceea ce ar putea, nu ne ajunge o viață de om din nefericire pentru așa ceva. De aceea spun, aspectele astea ale Dobrogei trebuie cunoscute pe toate domeniile. Vorbim de istorie, vorbim de social, vorbim de cultură, vorbim de mai multe paliere. Da. Ne întoarcem la cele 4 volume din Poveștile Mării Negre. Ai putea să alegi o poveste care să spui că îți place cel mai mult? Nu, n-aș putea să fac acest lucru. În primul rând vreau să fac o mențiune. Poveștile acestea sunt scrise de Cealera, dar miturile originale sunt ale Dobrogei. Deci nu sunt legende lui Cealera, sunt legende care au supraviețuit sute de ani și care au fost spuse în vatra satului de către oameni ani și ani de-a rândul. Ori ideea este că poți să ai preferințe, bineînțeles, dar nu poți face un clasament, nu poți face un top 10. Poți să spui în județul Tulcea, cel mai mult îmi plac X, Y și Z, poveștile acestea. În județul Constanța îți plac altele. Poate și locul în care te poartă drumurile tale, pentru că dacă te duci pe linia Dunării, vei avea la Păcuiul Soare povești foarte frumoase. Dacă te duci în Munții Măcinului, vei avea alte povești, da? Unde noi am stat cu cortul și într-un loc și în celălalt. Exact. Tocmai de aceea am menționat, sau dacă mergem în Delta, unde de asemenea am fost, fiecare loc are specificul său și nu poate fi făcută o comparație. Dar este bine să le afli pe cât mai multe dintre ele și evident că vei avea preferințe. Întotdeauna ne-a fascinat Păcuiul Soare datorită ruinelor de acolo și a legendelor și a misterului în care este învăluită acel ostrov. Dar în același timp ne-au plăcut și poveștile de la Techiri, ne-au plăcut și poveștile de Amangalia. Deci de-aia spun că poate e nedrept să faci un clasament. Bineînțeles, suntem subiectivi, omul este o ființă subiectivă, oricât de mult ar încerca să privească cu obiectivitate. Și fiecare cititor va avea probabil clasamentul lui. Sigur. Și așa este cel mai bine. Și poate de aceea e indicat ca eu să nu mă pronunț, ca să spunem așa. Eu îndemn pe cititor să lectureze aceste povești și după aceea să ducă la fața locului. Este foarte important. Pentru că e adevărat, infrastructura nu este extraordinară în restul Dobrogei. Drumurile începe să fie din ce în ce mai da, bună. Da, este mai bine față de acum 10-15 ani. Dar este bine ca omul să se ducă să vadă acolo satul pe care pomenești. Să vadă că uneori situația din teren nu e atât de frumoasă ca în cărți. Dar să mergi în zone unde lumea suferă de sărăcie, dar poveștile poate sunt bogăția, sunt comorile acelor locuri,
Și eu văd o Dobroge peste câțiva zeci de ani ca un fel de muzeu în aer liber. Și de ce spun asta? Ce frumos ar fi ca pe lângă toate plăcile alea care ți arată că ai intrat în localitatea X sau în localitatea Y, să ai și un scut istoric în care să ți se spună de ce este special acel sat, de ce e special acel loc, ce ai putea vizita, dar nu o chestie formală, nu o chestie seacă. Cu satul X are 340 de locuitori, a fost înființat, nu, ceva spus ca o poveste. În ultima vreme obișnuiesc să fac comparații între Dobrogea și Transilvania și mă întreb, vizitând spre exemplu satele din nordul Dobrogei, mă întreb de ce acestea nu sunt pline de turiști, la fel ca satele din Transilvania. Pentru că, spre exemplu, în acel loc, în nordul Dobrogei, și relieful seamănă destul de mult. Pe de altă parte, există o bogăție culturală, așa cum mai menționat și tu mai devreme. Și apare întrebarea legitimă. De ce în Dobrogea nu avem la fel de mulți turiști ca în Transilvania? Sau mai mulți? Pentru că aici, față de Transilvania, avem o diversitate mai mare de povești, care vine din diversitatea etnică. Da, dar în același timp stăm mai prost la capitolul infrastructură, de care spuneam, la acomodare, la accommodation, ca să zic așa, la spații de cazare. Este foarte greu, nu poți să aduci două autocare, trei autocare într-un sat care nu are decât un... nici restaurant, o pensiune să-i spunem, și în care nu poți să-i oferi omului ceea ce și-a dorit, pentru că turistul secolului 21 este un turist pretențios. Ori Transilvania oferă toate aceste condiții, pe când Dobrogea încă nu. Nu știu dacă vom ajunge vreodată la acel nivel, dar ceea ce putem face noi este să le atragem atenția oamenilor, care să știe că în Dobrogea, chiar dacă nu e atât de, de ușor de stat precum este în Transilvania, merită să mergi pentru că ai ce vedea. De aceea zic, turistic nu ne putem compara. Lumea vine în Delta, se urcă într-o barcă, se plimbă 4 ore pe canale și după aceea mănâncă un pește la pensiunile din zonă, dar seara cred că ajunge la București sau se cazează în Mamaia sau în altă, într-o stațiune mai de Doamne ajută. Și dacă vorbim despre turism, trebuie să ne gândim la targetul pe care le avem. Că una este să atragi 40 de persoane care îți vin astăzi și stau 3 zile în Delta, și alta este să atragi 40.000, da, pe care trebuie să-i cazezi, care au tot felul de pretenții. Și... Da, dar să-ți dau un exemplu. Jurilovca, în Jurilovca, acum 10 ani, erau, cred că, 3 sau 4 pensiuni. Era un festival al borșului pescăresc care a adunat 200 de persoane la prima ediție. După 10 ani, iată, avem un festival care a atras 150.000 de persoane și avem multe pensiuni și multe locuri de cazare. Acestea sunt exemplele pozitive. Deci asta arată că adică se poate. E un model de dezvoltare. Da, așa cum este și la Enisa, da, așa cum se mai încearcă și prin alte lucruri. În Adam Clisii astăzi sunt două pensiuni, se construiește a treia. Și acolo ar putea să se dezvolte turismul după modelul Jurilovca, spre exemplu, nu? Da, totul ține de autorități aici, ține și de o politică la nivel general, ca să spunem așa, și de înțelegerea de către partea privată a necesității investiției. Dar eu asta spun, mie mi-e ușor, mai ușor să scriu povești despre un sat decât să iau două autocare și să le duc acolo. Pentru că deși oamenii ăia au bucătărie foarte bună, deși acolo sunt cântece ale unei anumite comunități, turistul modern are nevoie de mai mult. Da, ori nu știu când se va reuși acest lucru. Gândește-te că și la Jurilovca. La Jurilovca vorbim despre evenimente, da? Ai și turiști, dar numărul turiștilor este mult mai mic decât al celor
prezenți la un festival. La festival te-ai dus două, trei zile, ai văzut acel festival, ai participat la el, după care te-ai întors în comoditatea ta de secolul 21 și în camera de hotel de 4 stele cu aer condiționat și cu toate... Știm foarte bine că dacă îi ducem în anumite zone a Dobrogei pe unii turiști și le spunem că nu au Wi-Fi, da, sau nu au acoperire la telefon, o să o ia razna. E discutabil. Uite, mai întâi să-ți răspund la treaba cu Jurilovca. Da, ai dreptate. Pe de altă parte însă, evenimentele din Jurilovca umplu locurile de cazare cu o săptămână înainte și turiștii continuă să stea încă o săptămână după eveniment. Deci iată plusul. Este un lucru. Pe de altă parte, bun. Să ne gândim că există și locuri de cazare și pensiuni și resorturi gândite tocmai spre o întoarcere a turistului în natură și la un trai mai simplu și care nu încurajează folosirea internetului și care pensiuni nu au televizoare și există o categorie de turiști care se duc pentru asta. Da, dar categoria e destul de mică, trebuie să înțelegem lucrul acesta și, surprinzător, străinii sunt mai dispuși să renunțe la aceste condiții decât românul. Fără îndoială că ele, condițiile, trebuie să existe și turistul să opteze. Da, da, da. Adică da, în așa. Localitatea respectivă trebuie să fie toate acestea și e treaba turistului să-și aleagă unde, ce tip de cazare preferă, nu? Așa este, numai că noi am vorbit despre o zonă care începe să funcționeze din ce în ce mai bine. Deci dacă te referi la Delta și la linia coastei marine, da, la stațiuni, la resorturi, acolo vorbim clar de turism. Mai mare, mai mic, dar ce ne facem când lăsăm Delta și Malul Mării? Când intrăm în Dobrogea asta bătută păi de da. Vânt, atunci se rupe totul. Pentru păi că da, la Adam Cuisi, ok, ai două pensiuni, dar sunt alte locuri unde nu ai unde se cazezi. Eu cred că în primul rând trebuie construite poveștile. Exact ce faci tu, de exemplu. Da. Dar ceea ce faci tu ar trebui să facă în mod planificat și autoritățile sau aceste organizații de management al destinației care sunt pe cale de a se constitui. Deci mai întâi cred că trebuie să construiești identitatea unui loc, care înseamnă ce povești le spui oamenilor, cum le prezinți acest loc, nu? Ceea ce faci tu, fără să te plătească cineva, din inițiativa ta, lucrul ăsta trebuie făcut prima dată, nu? După aceea apare interesul turiștilor. Eu cred că venind turiștii chiar și pentru o zi, lucrul ăsta îi încurajează pe localnici sau pe alți investitori să construiască o infrastructură pentru că acel turism de o zi să se transforme treptat într-un turism de weekend și apoi de vacanță, cred. Da, știu ce e interesant. Astăzi trăim într-o Europa cu zeci de investiții, de milioane, de fonduri, de... Toată lumea mă întreabă cine mă finanțează pe mine. Dacă răspund că m-au finanțat prietenii care pur și simplu au crezut în un astfel de proiect sau că eu doar am o societate unde soția este angajat, este administrator, iar eu sunt simplu angajat și pur și simplu mai facem o carte când vedem că suntem pe profit, lumea spune, păi stai puțin. Păi da, pentru că ceea ce oferi tu, eu n-am glumit când am spus că ceea ce faci tu reprezintă o valoare locală. Chiar asta este. Ceea ce faci tu este un lucru extrem de important pentru comunitate. Iar unii oameni care vin din niște locuri în care astfel de proiecte sunt finanțate de către comunitate, se miră că în cazul tău nu s-a întâmplat așa. Nu s-a întâmplat acest lucru. Am colaborat din când în când cu diverse organisme, ca să spunem așa. M-am bucurat să particip, dar doar pe anumite segmente și anumite proiecte. Nimic, știu eu, integrat, ca să spunem așa. Să spui, domne, hai să începem o campanie, băi, cea de la ea, dar ne povestește să le punem pe panouri. Realitatea este că până acum câțiva ani, eu cred că nu a existat un discernământ și o alegere corectă din partea autorităților care au finanțat diverse proiecte. Putem să vedem în ultimii ani mai multe proiecte cultural-istorice finanțate de diversi finanțatori publici, de exemplu Consiliul Județean Constanța sau Primăria Constanța, proiecte cu adevărat utile pentru comunități. Eu am văzut, spre exemplu, diverse evenimente cultural-istorice. La unele ai participat și tu?
începe să se miște ceva, într-adevăr. Da, începe să se miște ceva, iar ăsta e un lucru foarte bun, dar este mai mult până departe, cum zice românul. Da, pentru că noi am început târziu în Dobrogea chestia asta. Da, fiindcă da, presupun că noi ne-am obișnuit, când zic noi, zic poate mai mult autoritățile sau oamenii care au investit în turism. Ne-am obișnuit ca turiștii să vină singuri pe litoral, din obișnuință, și nu am fără dezvoltat, să ne fără să ne complicăm, fără să promovăm nici măcar litoralul. No. Am considerat că se promovează de la sine, deși astăzi se vede că nu e chiar așa, fiindcă sunt alternative în alte părți. Iar despre Dobrogea continentală, ce să mai zic, promovarea aproape a lipsit cu desăvârșire până în urmă câțiva. Gândește-te că în comparație cu alte locuri, că pomeneai Transilvania, noi nu avem ghizi ai orașelor respective, ai așezărilor respective. Există, bineînțeles... Dar tu ai făcut asta, nu? Am făcut asta. Ghidaj și... prin orașul da, vechi, Tomis. Da, da, am făcut asta. Mai suntem 3-4 care fac treaba asta, dar nu este de ajuns. Ori, adică ghid public plătit de primărie, să zicem, sau de o entitate da, publică, nu? Plătit de cineva sau voluntari, poate fi și voluntari, cum sunt în alte orașe, tineri care fac chestia asta atunci când pot. Dar eu vorbesc de ghidul locului, nu de ghidul grupului. A, pentru da. Că grupurile firmelor de turism au întotdeauna un ghid angajat. Un ghid angajat care însoțește grupul, da. Dar care merge din loc în loc. Da. Da. Când te duci... Și atunci el e ghidul mai multor locuri. Da. Dar tu vorbești de un ghid al, să spunem, al orașului. El este un ghid al grupului. Am fost și eu ghid de grup. Te duci în 10 localități din care pe unele poate nici nu ai vizitat și nici nu le știi. Da. O să te rog să ne întrerupem puțin, facem o scurtă pauză și revenim imediat cu discuția despre ghidul locului. Am revenit cu Cristian Celera, suntem la povești, la poveștile Mării Negre și vorbeam despre ghidul locului. Da, foarte important din punctul meu de vedere și aici probabil trebuie lucrat la nivel de autorități, de primării, nu vorbim doar de autorități județene, pentru că dacă vrei să spui o poveste, dacă vrei să atragi omul în comunitatea ta, atunci trebuie să îi oferi această poveste spusă pe înțelesul tuturor de către tineri. Am văzut, știm, când eram în tabere acum 10 de ani, că existau pionieri la peștera urșilor. Cineva spunea o poezie, că o spunea bine, că o spunea cu emoții, asta mai puțin contează, dar ajuta. Asta ar trebui făcut. Alte orașe mari, cum sunt cele din Transilvania, sau cum este Iașul, sau cum este Bucureștiul, au dezvoltat niște rute și reușesc să atragă bine, nu au nici 50 de ghizi, dar au. Da? Noi știm foarte bine că în Constanța, în momentul de față, dacă cauți un ghid al locului, ghizând, fără îndoială, dar ghizi de grup, nu ghid de loc. Da? Atunci vrei să apelezi. Au existat oameni, am fost nevoit de multe ori să refuz, și colegii de-ai mei au refuzat din cauza lipsei de timp, da?
anumite grupuri și îți pare rău. Dom'le, omul ar vrea să... Am primit telefoane, dom'le, am auzit că dumneata ne poți îndruma. Dar pe grupul 1 pot să îndrum, dar nu mai pot și mâine, și poimine, și răspoimine și să primesc toate aceste grupuri. Ori oamenii vin, vor, au început să își dorească, dar nu au. Nu găsesc omul care să le spună toate aceste legende și toate aceste istorii. Dar ție ce îți place să faci cel mai mult? Aș putea să spun despre tine că ești scriitor, jurnalist, istoric, ghid la muzeu sau cum se numește, educator muzeal. Da. Ce aș mai putea să spun despre tine? Să ne oprim la acesta, realizator, da? De filme documentare. Realizator de filme documentare. Ce îți place să faci cel mai mult din aceste, să zicem, caracterizări sau joburi? Cum mai îmi plac toate. Pentru că ele au un mare subiect comun. Dobrogea și povestea sa. Deci pur și simplu le-am pus un titlu la toate și atunci când le fac cu pasiune și cu dragoste. Și practic sunt aceleași lucruri, dar spuse altfel prin intermediul altor, adică la un moment dat o spun într-un film documentar, această poveste după aceea o spun în cursul unui tur ghidat, după care o scriu într-o poveste, dar practic este doar povestea Dobrogei. Și dacă discutăm despre cărțile mele, știi foarte bine că ele nu abordează decât Dobrogea. Pe anumite segmente, pe mine atât mă interesează. Mi-am dat seama că avem o viață scurtă în care nu putem să aflăm secretele piramidelor antice sau cine știe ce alte taine din alte locuri și este bine să te concentrezi pe ceea ce ai tu și ce vrei să faci cu acest lucru. Ori eu asta spun, da, am mai multe joburi, dar toate acestea nu au decât un singur subiect. Dobrogea și povestea ei. Ai scris și romane, nu doar aceste povești ale Dobrogei. Vorbește-ne puțin despre ele, te rog. Deci aceste romane, practic, sunt pornesc tot de la adevărul istoric, dar fiind literatură, fiind beletristică, cu dialoguri, cu personaje, în momentul acela te pui și pe ficțiune. Pentru că, de exemplu, un personaj al meu din romanul La marginea Imperiului era un personaj istoric, documentat, care a existat acum 1800 de ani în zona Adam Clisi. L-am descoperit într-o inscripție, da? De acolo i-am aflat numele, de acolo i-am aflat povestea spusă pe foarte scurt, dar când a trebuit să-l creez personaj, a trebuit să fac anumite licențe artistice, să-i pun o barbă despre care nu știm că o avea, sau să-i pun în gură un limbaj anume, pe care de asemenea mi l-am permis să-i atribui eu de la mine putere. Dar deci tu asta fiind istoric, da? Ai văzut o inscripție, ai descifrat-o și te-ai gândit. Haideți să încerc să recreez viața acestui personaj și în jurul lui, practic, tot contextul istoric. Exact. Culmea, deci ceea ce trebuie spus, este că inscripția n-a fost descoperită de mine. Inscripția a fost tradusă din limba latină în limba română de alți specialiști, numai că aici este partea. Uneori specialiștii au tendința de a explica tehnic anumite lucruri. Eu de aia promiteam că tu o să ne arăți cum istoria poate să fie cea mai frumoasă poveste și cum poate fi spusă pe limba oamenilor și într-un mod plăcut, cum poate fi îmbrăcată în niște haine foarte atractive, sub formă de poveste, de mit, exact, de legendă. Gândește-te că personajele care au trăit în realitate și care apar în inscripții au fost luate de către mine și m-am gândit să le dau o voce, să le dau o față. Poate asta nu s-a mai încercat, cel puțin la nivel dobrogean. Așa au ajuns multe dintre aceste personaje să fie subiecte de teatru antic. Într-o colaborare mai veche cu o organizație, am făcut teatru antic, iar eu am creionat poveștile acestor oameni. În felul acesta, publicul ar poate să aibă acces la niște informații care altfel rămân doar în lucrările științifice, împărtășite de puțini istorici care exact, se pricep la domeniu. Exact. Pentru că mediul academic este foarte important.
Arheologia este foarte importantă, dar uneori publicul larg nu face, nu ajunge acolo, ca să zic așa, la lucrarea științifică, și dacă ajunge la lucrarea științifică, se teme de ea. Pentru că lucrarea științifică este o lucrare științifică, cu tot felul de note de subsol, cu informații tehnice. Ori, dacă iei acea temă... Și o traduci. Și o traduci, da? O scuturi de anumite chestii care par greoaie pentru om obișnuit, atunci vei vedea că dintr-o dată lumea a zis, domne, unde ai descoperit așa ceva? Nu, domne, am descoperit-o într-o carte. Într-o carte scrisă în anii 50 de specialistul X. Da? Bun. Dar nu am auzit niciodată de ea. Nu am auzit niciodată de ea, dar uite că eu acum am luat-o, spun că a fost descoperită de specialistul X, dar haide să înțelegem un pic lucrurile. Practic, vorbim despre context, vorbim despre... Haide să-ți explic, nu te speria, nu e deloc ceva complicat, pentru că oamenii ăștia au trăit acum 1800 de ani, exact cum trăim noi acum. Și dacă, de exemplu, lângă Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, se află în fața edificiului roman cu mozaic, acele pietre, inscripții. Din păcate, nu toată lumea are răbdare să se uite pe etichete și să citească acolo poveștile. Da? Deci au fost traduse și acolo afli că eu, Cecilia Artemisia, nu știu ce, am decedat la vârsta de... sunt povești de viață și de moarte, nu contează. Dar alea ne pot ajuta pe noi să înțelegem cu ce se confruntau, să nu-i spunem strămoșii, că iar sare lumea la gât și îmi spune că n-am avut strămoși acum 1900 de ani eu, da? Deci cei care au fost înaintea noastră, da? De ce a murit Cecilia Artemisia la 34 de ani? Pentru că era durata de viață mult mai scurtă, pentru că existau multe boli, pentru că în acea perioadă Dobrogea arăta așa. Deci dacă dai câteva elemente, Cecilia Artemisia avea nume roman, trăia, de ce avea nume roman și trăia la Tomis? Pentru că veniseră romanii, pentru că orașul Tomis era locuit în principal în interior de către grecii, de romani și de negustori, de atenații, dar bogați, însă tot orașul Tomis era înconjurat de așezări getice. Da? Odată ce povestești lucrurile acestea omului, atunci îl înțelegem mult mai ușor. Eu asta am încercat să fac și practic asta sunt. Sunt un intermediar între lumea academică și publicul larg. Cum te simți când ți se spune că ești al doilea cel mai citit, vândut scriitor din Dobrogea, iar după Alec Blenche, care este un autor de literatură pentru copii? Mă simt foarte, foarte bine, dar încerc să nu mă gândesc că asta e ținta mea, că vai ce bine, al doilea cel mai bine vândut. E recunoașterea calităților unui om și a muncii. Evident, acum trebuie să recunoaștem că fiecare om are orgoliul său, își dorește să îl recunoască lumea, își dorește să... Am fi absurd dacă... Și nu e nimic rău în asta. Da, dar ceea ce doresc eu este să aflu mai mult, să învăț și eu mai mult, pentru că m-am schimbat foarte mult de-a lungul anilor, tocmai datorită documentării. Eu am aflat foarte multe lucruri și am încercat să transmit asta mai departe. Am beneficiat și de oameni care în anii trecuți, în deceniile trecute, în secolul trecut, au făcut acest lucru și împreună cu aceste personalități am făcut o punte către cititorul secolului 21. Mă simt bine, mă simt bine în pielea mea, dar încerc să stau modest, să-mi văd ale mele și să duc munca mai departe. Lucrez mereu la alte proiecte, nu vei afla niciodată că m-am retras pe o insulă pustie, decât doar dacă m-am dus acolo ca să scriu o altă lucrare, dar în niciun caz eu cred că viața, așa cum spuneam, este prea scurtă ca să nu facem ceva care să rămână. Și insula aceea va fi în Dobrogea. Bineînțeles, la Păcuie. La Păcuie. Ideea este că nouă celor cărora ne place istoria,
ne place și ideea de a rămâne ceva după tine, de a citi despre omul ăla, de a afla mai multe despre vremurile acelea, ori asta înseamnă că trebuie să-ți aduci aportul. Trebuie să, e bine, să ai copil, să sădești cu un copac, să, astea sunt toate lucruri în regulă. Și nu toată lumea are privilegiul de a fi amintit peste 150 sau 200 de ani. Dar îți dorești să se spună la un moment dat că a existat și un X-ul. Să rămâi în memoria publică a comunității tale. Cu lucruri bune. Cu lucruri bune. Spuneai de proiecte viitoare, cu asta aș vrea să încheiem discuția noastră. Lucrezi la o carte? Da, lucrez la o carte. Spune-ne, te rog, despre ea. Deci, așa cum probabil unii dintre telespectatori știu, la sfârșitul anului 2023, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a avut un vernisaj al unei expoziții. O expoziție numită Comunitatea Britanică din Küstenje, 1857-1882, portrete din trecut, realizată de către mine și de și colegul meu Petre Colțean. Practic este vorba despre o poveste mai puțin știută a unei mici colonii, cu ghilimele de rigoare la colonie, da? A unei mici comunități britanice, care în a doua jumătate a secolului XIX a trăit aici și a muncit aici la Constanța, într-o vreme în care Dobrogea era sub stăpânire otomană. Practic, ce se întâmplă? După războiul Crimeei, în 1857, o companie britanică, DBSR, Daniel Black Sea Railway Company, a luat de la Imperiul Otoman concesiunea de construirea căii ferate Constanța-Cernavodă. Da? Și în același timp și o concesiune de exploatare a portului Constanța. Asta a adus o mică colonie de specialiști împreună cu familiile lor, care au trăit aici până în 1882, când statul român a răscumpărat căile ferate și portul Constanța. Ori eu spun povestea despre aspectele tehnice ale acestor concesiuni, s-a discutat, s-a scris, eu m-am concentrat asupra oamenilor. Am încercat să aflu mai multe despre oamenii care au trăit și au muncit și au murit aici și despre ce au lăsat ei. Și asta este o nișă, este un subiect care nu a mai fost abordat, cel puțin nu cu atâta dăruire, ca să zicem așa. Și după succesul pe care l-a avut acest vernisaj, conducerea muzeului ne-a propus să facem și un catalog care urmează să apară la sfârșitul lunii acesteia, o mică cărticică, o broșură, da, de 78 de pagini, în care să prezentăm din nou acele mici, scurte povești, dar în același timp eu personal lucrez la o carte care sper să aibă 300-400 de pagini și să explice în detaliu această poveste. Îți dorim succes. Mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine și sper să ne mai vedem într-un astfel de context. Doamne ajută!